Ministerul Educației a publicat calendarul pe 2021 al programului prin care elevii și studenții din familiile cu venituri reduse vor primi ajutorul de 200 de euro pentru achiziționarea unor calculatoare. Ministrul Educației a declarat că va acorda 200 de euro pentru fiecare copil din familiile cu venituri reduse. Cu toate că în urmă cu ceva timp au mai mințit că vor acorda tablete copiilor, mehedințenii sunt dezamăgiți și nu mai cred în actuala guvernare. Pentru Mehedințul meu, reporter Raluca Cojocaru. Pentru acordarea celor 200 de euro sunt eligibili elevii și studenții care provin din familii în care venitul lunar pe fiecare membru al familiei nu trece de 250 de lei pe lună. Mehedințenii consideră toate aceste promisiuni doar niște minciuni întâlnite la guvernul care este la putere în momentul de față. Educației a decis să acorde 200 de euro pentru copiii care au venituri reduse pentru a-și achiziționa un calculator sau o tabletă. Ce părere aveți despre asta? Păi bine ar fi să se țină, că au mai fost promisiuni de astea, că le ia tablete, că le ia cel puțin la ăștia care sunt în mediul rural și zvai de soarta lor cu online-ul de n-au avut după ce învăța. Promisiuni suntem sătui, numai de s-ar ține, dar face ceva. Aia e, să miște ceva, ca așa să promitem, să ieșim frumoși la televizor, să zicem, vai, ce important suntem noi. Beneficiul copilul să fie și ei ajutat. Sunt foarte mulți copii care nu au posibilitatea de a avea un calculator sau... La ora actuală e foarte greu peste tot ce să mai spun. Minciun, n-am mai spus că trebuia să dea tablete și n-a dat nimic. Acum de ce crede că îl crede lumea? Nu. Mint. Ca să... Zică lumea că fac ceva. Ar trebui să se țină de cuvânt, pentru că sunt foarte mulți copii în mediul rural care nu au posibilități. Păi eu vă cred. Dar și cu tabletele, tot la fost. Potrivit calendarului, dosarele pentru obținerea acestui ajutor vor putea fi depuse până pe 15 iunie, iar achiziția efectivă se va putea face de către beneficiari începând cu data de 20 august.